Știți ce aș fi eu curioasă? Dacă Antonio și-a oprit poză cu Maria și cu fiul ei, pentru că am văzut că au primit mai multe poze împreună. Antonio cita, nu, Maria citea o scrisoare, Antonio s-a uitat pe poze și în timp ce le răsfăia a găsit poze cu ea și cu Amir și le-a arătat Mariei. Ea a terminat scrisoarea de citit și a luat pozele. Antonio a început să citească și el o scrisoare. În timp ce citea scrisoarea, Maria și-a așezat pozele gen. Și îi spune lui Antonio, ce să-ți dau eu ție, măi, Antonio, că îți dau decât poze cu tine singur. Că tu o să le ascunzi pe acolo sau ceva la modul ăsta. Antonio a lăsat-o în pace să-și facă de cap și când date a terminat de citit, îi spune, adică tu vrei să spui că mi-am luat și mie doar pozele astea, avea vreo două, trei poze doar cu el singur. Și a luat uh, pozele din mână și a început să-și aleagă și a, luat, uh, și a oprit și el multe poze amândoi, dar la un moment dat am văzut că și-a oprit și o poză și mie mi s-a părut că este cu Amir, pentru că Maria l-a întrebat de ce-ți oprești tu Antonio poza asta sau ceva la modul ăsta. Și aș vrea să-mi spune și mie dacă și-a oprit cu poză cu Amir și cu. Cu Maria. Chiar ar fi interesant. Am auzit-o cu Maria vorbind uh, cu doamna Eleonora și a spus că și cu Sabrina și spunea că um, sunt ok, că au vorbit, că nu forțează lucrurile și că ei sunt ok. Ea era în uh, bucătăria fetelor, el uh, în living uh, pe canapea unde mai era Julia și nu știu cine mai era. Spuneți-mi cu poza.